Ne-am întors în direct, planeta întreagă, vă dați seama, este o stare de tensiune explicabilă, generată, e important să vedem și cine sunt generatorii acestei situații tensionate, fără precedent, să zicem, dacă ne uităm așa în urmă 30, 40, 50 de ani, cât vreți să calculăm, ei sunt autorii acestei situații tragice la nivel planetar. Se pune în discuție acum când vorbim continuarea lumii. Dom'le, mai continuă lumea asta sau se oprește aici? Asta a fost totul. Și în subsidiar, mai continuă Șoigu sau s-a oprit aici? Asta a fost tot. A apărut Șoigu iară. Astăzi a apărut Șoigu iar să dea un raport domnului Putin. Și uitați-vă și noastră acești doi bătrâni care parcă s-au adunat la o masă în Cismigiu și au uitat unul să aducă tablele și celălalt îi reproșează. Păi și ce dracu facem acum? Stăm așa ca proști. Asta pare. Așa pare. Șoigu. Și acum ce faci? Are abordare de... N-ai și tu o țuică? Că a venit până aici. Ce să facem? Ce nu facem nimic? Ce dracu să facem dacă ai venit cu mâna goală? Par doi oameni care, într-adevăr, au uitat ceva acasă. Au uitat ceva acasă și Putin e dezamăgit. Dacă nu mai ții minte, mă, notează-ți, mă, nene, mă, notează. Deci dacă o să putem să explicăm la un moment... Bă, ne uităm așa un pic în trecut, vedem cum arăta Hitler, cum gesticula, făcea ca toate alea. Ne uităm la toți nebunii care au terorizat planeta de-a lungul istoriei. Mai fost dictatori, omul cu 2 ani. La mărți ăștia doi aici la o măsută. Deci a venit, păi asta e dictatura de ziua de astăzi. Așa arată. S-a ales praf. Nu, dar nu doar că e dictatura, este situația care, care pune în discuție... Va da tot țară, mă. Să pune în discuție continuarea lumii. Poate facem al treilea război mondial. Da, cu, ăștia sunt cei doi care au butoanele, nu? Eu știu. De la nucleare, de la Satan, așa se numesc rachetele nucleare ale rușilor. Dacă îi ajută cineva să le aducă valiza aia că până se ridică dânșită pe scaun. Mă pare că ar fi dispus să înceapă al treilea război mondial, dar nu și să-l termine. Se opresc undeva pe parcurs dânșii. Da, aici vă descurcați, tată, cât am putut să facem. Să vină generațiile tinere din urmă, de 60-70 de ani. Tinerii. Ăștia sunt cei doi lideri ai planetei care au invadat o țară la un moment dat. Și că dacă nu invadezi acum, când, Doamne iartă, mă invadezi? Că ai văzut cum e viața asta, azi ești, mâine... Păi când a zis Zelenski, nu știu, zilele trecute, că sunt capabili să ducă războiul ăsta, zice, nu știu, oricât, 10 ani. Ei, seama, s-a uitat. S-a uitat Putin la vârsta aceasta, la ceasul său biologic, zice 10 ani, nu cred că... 10 ani pot să duc și eu, dar la modul, nu la modul război, la modul fizic. 10 ani, are 70 de ani acum. Se trăiește mai mult, nu, ai fi serios. Păi da, dar la 80 de ani, uite-te și tu. 80 de ani, Biden abia s-a apucat. Probleme reale, dificultăți reale. Riscul acolo, eu nu vreau să duc în derizoriu, să ridem pe subiectul ăsta. Riscul e să stea acum la discuție, să... Noi de invadat am invadat sigur, dar nu mai știm pe cine. Și pare așa și eu, păi pe cine puteam să invadăm? Georgia mai fost? Cu Iugoslavia cum stăm? Mai suntem prieteni? Cu Cehoslovacia? Iugoslavia! Că e și tare de urechi. N-am înțeles că vorbește așa, nu stă placa bine. Asta pare discuția dintre cei doi lideri ai Federației Ruse, care la un moment dat, probabil, de un băiat tânăr, 60 de ani cel mult, a venit și le-a spus Ucraina! Păi Ucraina nu e la noi? Nu mai e la noi. Nu mai e, s-a dus. Erau alte vremuri. Nu mai e. Hai să-i ascultăm. Să-i ascultăm grăind și să încercăm să vă explicăm și noi. Noi râdem, dar să știți că sunt verzi pe dinăuntru. N-au, se mișcă, joacă tenis, n-au nici pe naiba. Zici asta. Se ții mai bine ca noi. Zici asta și Oigu s-a dus să-i dea raportul care e situația din teren de acolo de Mariupol. Ia dă-o să știe. El n-a fost, bă, cu infartul până acum. Eu am crezut că a venit să-i spună că se simte mai bine, că a început să meargă. Ușor nu face, n-aleargă, că obosește repede. Da, așa, de acolo, până la baie, până la astea. Important este miști singur. Haideți să vedem cum a arătat discuția între acești domni ajunși la o vârstă, că dacă ar fi în București, în sectorul 4, i-ai găsit la clubul seniorilor. Haideți să-i vedem, să-i ascultăm, să-i privim, să scăpăm de ei mai repede. Dă-i. Zice Șoigu, aici îi zice Șoigu lui Putin, astăzi întregul Mariupol se află sub controlul armatei ruse, iar teritoriul uzinei Azovstal, cu rămășițele naționaliștilor și mercenarilor străini localizați, este blocat. Și aici Vladimir Putin așează cumva lucrurile și zice, domne, consider că propunerea de asalt a zonei industriale este nepotrivită, ordon să o anulez. Acesta este cazul când trebuie să ne gândim la salvarea vieții și a sănătății soldaților și a ofițerilor noștri. Spectacol!
Asta a fost discuția dintre cei doi și atunci Vladimir Putin și noi am rezolvat acolo, considerăm că am rezolvat, mai lăsați acolo câțiva soldați să păzească uzina, nu intrăm înăuntru, nu ne faci. Pentru că punem în dificultate viețile soldaților noștri. Punem sub semnul întrebării. Că intră peste nebunii acolo de la uzină și cine știe, își pot pierde viața și știm că noi prețuim cel mai mult așa ceva, viața soldaților. Haideți să mai dăm o dată imaginea de ansamblu cu cei doi, imaginea statică, nu dinamică, fotografia și să vedem aceasta. Am o întrebare, domnul Buzeanu, sigur că sunt tentat să spun că domnul Putin se ține de masă să nu cadă de pe scaun. Nu ține de masă, care joc! Are un joc. Pune-i, doamne, iertă-mă ceva sub piciorul ăsta. Ce e cu Vladimir? Că el se miște. Nu știu, mă, că am mai reparat. Da, mă. Deci, el se ține de masă. Da. Ține masa să nu se verse, dar pahare nu sunt. Deci, ce te-ar interesa? Tabla de șac, dacă a venit omul ăsta fără ea, nu mai e niciun fel de problemă. Sau crezi că are un buton de panică, acolo de urgență, că nu știe când se aruncă șoigul și îi dă o palmă peste masă? Că se poate și așa ceva. După un infart, îți trăiești viața la maxim. Nu te mai gândești că e președintele Federației, a vorbit urât, l-ai altoit. Deci ce crezi tu că se întâmplă cu mâna... Cu masă. Că nu... Are acolo un buton, o fi pentru ospătar? O, țuică, mie și lui domnul, 50-50. Ce crezi tu da, că el e? Nu face niciun gest totuși așa la întâmplare. Adică nimic din ce... Îi pare un om foarte exact în ceea ce transmite. Atenție, ei nu s-au întâlnit până acum, în ultimul an, în cadrul acesta. Este un cadru nou. Și uite-te și tu că masa de regulă era ceva mai... Elaborat. Aici e o masă foarte răstânsă. Ținea la distanță, este un cadru nou. E foarte puțină masă. E varianta că și-a zugrăvit recent și vrea să arate lumii întregi. Mi-am pus lemne. Băi, eu zic că e destul de bine. Așa, pentru un domn de vârsta mea, eu zic că e regulă. Da. Să facă alții mai frumos. Fie ne transmite un mesaj. Că o mână o ține aici în poală. Și nu e treaba noastră. Aia mi se pare chiar mult, nu mai, ne băgăm. Mult mai suspectă decât mâna de pe masă. Nu-i treaba noastră. Da. Da? Nu suntem George Simion. Ce faceți cu mâna aia, domnul Putin? Da. Așa. Și cu cealaltă, colțul mesei. Ce am putea... Ăsta la altul, în schimb, și ea ține mâinile pe masă. Așa cum te să nu, că cine știe ce ai tu la cingătoare. Poate să fie o... N-am nimic cu el, suntem foarte buni prieteni. Da, da. Doar că îl pun să-ți stea cu mâinile pe masă, să se descalțe când intră, să n-aibă ceva ascuns și eu sunt cu degetul pe butonul de panică. Și ăsta stă tot timpul într-o stare de încruntare Șoigu. Nu, Șoigu e supărat rău de tot, cred că a avut și un necaz. Sigur că m-am uitat la imagini cu el. Așa e omul, cam ăsta e felul lui de a se desfășura, de a exista sub această încruntare. E durerea de cap de-a doua zi. Șoigu trăiește într-o perpetuă macmură, nu știu dacă e consumator sau nu, dar pare că are efectele secundare. Se uită un pic încruntat, așa îl deranjează lumină, e cu cap, s-a pus orice aici și dacă îi spune acum, am învins, ce să spun. Și nu pare ceva care să-l nu poți să-l miște, mai miște. Să-i miști un pic entuziasm, dar de când a apărut în spațiu și când trecea așa printre armatele alea pe care le prezenta lumii și era totuși ceva acolo, trebuia să te bucuri. Adică eu dacă treceam așa, aveam așa o armată, eu stăteam încântat, mă uitam. Stăteai tu, ne-ai mișcat o oră, două, cât durează paraja. Așa stăteam, dar mă uitam încântat, uitați-vă. Eu stăteam într-o stare de încrâncenare de parcă erau desenația, nu erau de adevărat. Bun, dar hai să vedem că... Există suspiciune. Există suspiciune. Nu erau și desenați. Am văzut că... Păi unde sunt mă acum? Că acolo i-am văzut îmbrăcați frumos, niște uniforme deosebite. Te și gândeai, mod, nu-mi doresc să mă invadeze. Dar măcar vezi tu niște trupe îmbrăcate, e bine, dar cine vi le face? Nu, ni le face Ciucu. Ciucu. Nu de la 6. Atenție. Nu, măcar să nu-ți veni uită omul ăsta, că e, suntem în buza Paștelui. Nu. El altul, croitorul, designer, cer scuze. Da. Pardon, n-am vrut să jignesc pe nimeni. Și frumoase, plăcute, adică nu. Le face. Știi că francezii... Păi sunt cei cu nasturi. Francezii în primul război mondial au avut necazul ăsta, pentru că ei țineau foarte mult la... Ați vezi ce necazul au avut în al doilea război? La ținută. Țineau foarte mult la ținută. Da, și ținutele lor erau ceva cu albastru, cu... Și le explica lumea, dom'le, nu mai funcționează, acum se stă pe tranșee, au început să tragă cu mitraliere, apăruseră mitralierele, trebuie să stai în tranșee, trebuie să te camuflezi, ideea e să fii cât mai aproape de teren ca să nu iasă în evidență soldați. Și ăștia erau foarte nemulțumiți francezi în primul război mondial. Dom'le, dar ne bate în joc, dom'le, dar... Da, asta m-am făcut eu ofițer. Cine suntem? Suntem o națiune respectoasă, suntem, da. Eleganți. 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 Țineau la etichetă, știi, francezi. Au războiul modei l-au câștigat. Acolo la război. Și atât. Și doar palmodei. Hai să vedem ce se întâmplă în Ucraina, pentru că au început să se schimbe lucrurile. Există și acest gen de știri în care ucrainenii încep să atace rușii, sigur, din Ucraina. Ce să faci? Rușii din Ucraina. Rușii din Ucraina. E important de menționat. Eu știu, domnule, că așa din entuziasmul ăsta... Federația Rusă. Entuziasmul ăsta să nu-i ocupe pe oameni aia. Să se oprească ucrainenii la Urali. La un moment dat. Dacă s-au oprit și acolo, că după aia traversează oceanul. Și nu mai știi, mă, suntem tot în Rusia, că ăștia arată diferit. Da. Bun. Haideți să vedem ce se întâmplă, că lucrurile sunt într-o continuă dinamică.
Înregistrarea video cu explozia a fost distribuită de Brigada Mecanizată a Armatei Ucrainene. Războiul continuă în Ucraina. Rușii și mercenarii lor aduc pacea rusească în orașele și satele ucrainene. Așadar, orice au vrut să captureze un sat din regiunea Donetsk, au decis să intre în locuințele oamenilor și să-și dezvolte din acestea ofensiva care aduce moarte și distrugere, a notat unitatea militară pe Facebook. Ceea ce a urmat se poate vedea în înregistrările video. Militarii ucraineni afirmând că orcii au fugit, lăsându-și în urmă morții și răniții. Casa care apare în înregistrarea video a fost geolocalizată independent ca fiind în regiunea Donetsk din estul Ucrainei, după cum afirmă militarii ucraineni pe pagina lor de Facebook. Acum s-a trecut această ofensivă că trebuie să și recupereze teritoriile ucrainene. Dom'le, dacă tot ne-am apucat de treabă acum, dacă suntem în această stare de succes, hai să mergem să ne recuperăm teritoriile. Acum, stăteam și mă gândeam, domnul Zanfir, că ei aveau obiceiul ăsta de a dărâma podurile tocmai ca să nu ajungă rușii să le inaccesibilizeze zona rușilor. Există această formulă de a te apăra. Da. Și mă gândeam, zic, doamne, iartă-mă, dacă ar fi la noi războiul, păi, dar noi am ține să avem podurile astea pe care abia le-am construit, avem străzile astea la care ținem atât noi de mult. Noi suntem într-o continuă expectativă, domnul Buzeanu, ca să nu fim nevoiți să le demolăm, nici nu le construim, că nu știi. Haideți să vedem cum evoluează frontul în Ucraina și după aia vedem dacă e cazul să mai construim sau nu construim. Pentru că... Vreau să-i spunem bună seara colegului nostru, Ștefan Edveș. Bună seara! E specializat pe subiectele astea. Bună seara! Până să intrăm bună seara, în subiectele importante, vreau să vedem această imagine. Înțeleg că ucrainenii au acest plan de a dărâma acest pod făcut de ruși către Crimea. Ce să-l dărâme, să ni-l dea nou, că-l folosim? Deci dacă am fi avut noi așa ceva... Dar n-ai un să-l pui. Noi ne lăudăm cu ce am făcut acolo la Brăila, de vreo 10 ani tot ne lăudăm cu faptul că o să facem așa și să facem așa ceva și să ne vină adversarul să ne spună că ne-l dărâmă. Păi nebuneam eu personal. Mai tragem de ăla, de la Apolodor din Damasc. Da. Domnul Ștefan Edveș, nu știu dacă sunteți în fața unui ecran, dacă nu vă descriem noi că avem capacitate de script. Nu, sunt la granița bulgară, între Bulgaria și Grecia. V-ați speriat ce ați făcut? Cu războiul, cu astea? Da, nu vine, suntem sub umbrela NATO. Să mă îndepărtez de România, știți? Am înțeles. Asta e. Vă anunțăm noi dacă se calmează lucrurile să veniți. Vă așteptăm săptămâna viitoare. N-aveți emisiune? Dă mâine într-o săptămână? Da. Păi săptămâna trebuie să veniți. Viitoare, păi ce, domnule? Promitem. Prezentam un pod pe care l-au ucrainenii și vor să scape de dânsul pentru că ridică niște riscuri în sensul în care ar putea fi folosit de invadatori. Păi da, voi nu știți un lucru, că în România sunt zeci de poduri în acest hal. Adică mai bine le aruncăm în aer decât mai circulăm pe ele. Păi stai, domnul Edveș, că ăsta de la ucrainenii e bun, e nou nouz, n-are niciun fel de problemă. Troncăne, nu nimic. Ale noastre sunt capcană, pot capcană. Vine rusul, se prăbușește cu rusul podul. Deci, dincolo de scutul antirachetă, avem și noi sculele noastre. De la Brăila, podul de la Brăila anul viitor, din ce înțeleg, pregătește CNAIR-ul să facă un anunț, un breaking news, dar undeva să... sfârșitul anului viitor, adică podul de la Brăila se învârte după soare, ca să știți. Mă bucur că mi-ați spus. Haideți să vorbim despre drumul expres. Avem acest succes pe care trebuie să-l raportăm astăzi, avem această bucurie, avem acest drum expres care va Pitești. Și și avem această reușită cu care vreau să ne lăudăm noi românii. 18 kilometri au fost inaugurați astăzi. Este pentru prima dată în istoria României, în istoria guvernului, în istoria Ministerului Transporturilor, în istoria CNADNR-ului, când s-au inaugurat primii kilometri de drum expres din România. Fiți atenți, aduceți-vă de aminte acum 3 ani, în luna mai. Acum, închideți ochii, acum 3 ani în luna mai. Nu ghiciți ce s-a întâmplat. Nu ghiciți. Pariez cu voi pe o bordură. Da, era momentul când Dragnea făcea festivitatea acolo. Când Dragnea, când Lia Olguța Vasilescu, când Răzvan Cu, când Narcis Iaga, când mama lui Răzvan Cu. Erau niște momente emoționante, chiar am transmis atunci, mi-aduc aminte. Da. Venea o roabă spre și nu vă referiți la doamna Olguța Vasilescu, sper. Nu, Doamne ferește. Doamna lui Dumnezeu, orice credincioșie. De momentul acela în care s-a turnat prima lopată, s-a turnat prima bordură. Și am întrebat CNADNR-ul pe unul, drumurile noastre, am întrebat în mod oficial care e legătura între bordura turnată, acum fix 3 ani pe drumul expres și această lucrare de infrastructură. N-am primit răspuns nici până astăzi, pentru că eu am crezut la un moment dat că se construiesc trotuare.
Eu am avut impresia că pe drum expres Craiova-Pitești se construiesc trotuare. E, aduceți-vă de aminte că după fix câteva zile, pe unul emisiunea dumneavoastră noastre, s-a dus fix acolo, pe, în acel loc. Știu, mi-amintesc ca și cum ar fost ieri. A dispărut bordura. Deci a dispărut bordura. M-ați sunat, eram acolo. A dispărut bordura. A dispărut, au dispărut utilajele. A dispărut tot. Nu mai era nimic. Nici pământul nu mai era, era un hău mare. Deci ei făcuseră o regie așa să iau ochii presei. Da. Aduceți-vă de aminte. Da. Intrați în Google, da. În biblioteca. Dar ce frumos a fost, domnule Edviș. Haideți să nu ducem în derizoriu totuși. A fost acolo desfășurare. Doamne, ziua aia a fost o zi frumoasă. Degeaba încercați să duceți. Ziua aia? Toate televiziunile erau un breaking news, era un live, un direct. Se turna prima bordură pe drumul expres Craiova-Pitești. Vă dați seama, fraților, la Balș. Mi-aduc aminte pe Dragnea. Am lângă Balș. Avea Dragnea o roșie tot timpul în mână. Mi se pare că și acolo tot în preajma unei roșii. Avea o mistrie. Avea o mistrie. Acum era cu mistria, da. Bun. Și într-o mână mistria, într-o mână roșie. Se puteau, că doar două mâini, da. Există o legătură între mistrie și roșie, adică legătura fiind bordura turnată. Tu, bine că s-a inaugurat în Joia Mare, să fim buni, e săptămâna mare. Gândiți-vă că acum, dacă doamna Lia Olguța Vasilescu vine de la Craiova la București sau invers, nu mai stă în Balș. Știi că pentru a traversa Balșul, 3 km, stăteai 45 de minute o oră. Ei, acum, da. Domnul Edviș, trebuie să recunoaște că Balșul are mai multe treceri de pietoni și semafoare decât pietoni. De unde știți, domnul? Știu tot, domnul. Voi la emisiunea dumneavoastră. E trecut pe acolo. În fiecare zi de vineri, de la 13 la 15, mă uit la emisiunea noastră, domnule Edviș. De acolo ne-a luat informațiile. Eu nu sper. Trebuie că ziceți că dumneavoastră nu vă uitați. Mă uit și la teleshopping-ul tău, fane. Să fie în fundația drumului expres. Pentru că domnul Cuc mi-aduc de aminte și domnului 2019. Pe scările ministerului l-am prins la plecarea, preta ștafeta domnului Bode, da. Și țin minte ultima întrebare. Și a spus domnul Cuc, Ștefan, bordura este în fundație. Dar așa cum a țin minte, doamne. Dacă poți să repezi cum ți-a spus, că n-am auzit. Cum a spus domnule Edveș, Ștefan... Nu am semnal, v-am zis între Bulgaria și Grecia. Mi-aduc de aminte când cobora scările, preta ștafeta domnul Cuc. Așa. Și a spus bordura... află în fundația drumului expres, domnule Edveș. Bine că mi-a spus nimic, abar nu ai, băi Edveș. Foarte frumos. Avem astăzi, ca să revenim în zilele noastre, să dăm această veste bună pentru toți pe românii care n-au ce pune pe masa de Paști, să dăm poate această veste bună. 18 km de drum expres. Sunt făcuți 18 km, sunt acolo. Nu știu dacă veți avea nevoie de ei. Dar ei vă așteaptă. Dar să știți că ei sunt acolo, oricând. Sunt puși deoparte, nu vii nimeni. Nu vii nimeni. Trebuie să-l apreciem pe domnul Grindeanu, pe domnul Pistol, pe toate rudele dânșilor din minister, că nu s-au dus să taie panglica sau să mănânce pită cu sare. Dar de ce nu s-au dus, e întrebarea? Penibile. Pentru că noi i-am rugat frumos să nu mai mănânce atâta pâine, atâta pită cu sare. Noi i-am rugat frumos să nu mai folosească foarfeca aia. E foarte bună observația. A plecat cu foarfeca. Toți care intră în mandat, sigur, intră sub oarecare formă fizică, dar sfârșesc cu un burtoi de ăsta în față. Apare burta și la 10 minute apare și ministrul. Dar acum se explică, din cauza inaugurărilor astea. Știi cine ar fi fost bun ca ministru al transporturilor? Domnul Cîțu. Nu se pricepe la infrastructură, dar nu s-ar fi atins de pâine și nici de sare. N-are burtă. Domnul Florin Cîțu n-are burtă. Foarte bine. Păi n-a apucat domnul Cîțu să intre în pâine. Și dacă domnul Cîțu e vegan, nu se mai construie autostrăzi. Dânsul nici n-a avut multe inaugurări în mandat, dacă să se plinească așa. Domnule Edveș, deci mâine nu vă vedem de la 13 la 15, că sunteți plecat într-o destinație necunoscută. Da. Dar de săptămâna viitoare vă așteptăm ca și când. Intrați în pâine. Bun, mulțumesc, Ștefan Edveș, pentru detalii. Ștefan Edveș, colegul nostru, realizator drumurile noastre, vinerea.
Dar nu vinerea asta, vinerea viitoare, îl așteptăm. Multă lume ne-a rugat. Dar dați, domne, și vești bune, că numai așa ne apăsați cu tot felul de griji, tot felul de... Aveți tot timpul această stare de răutate în săptămâna mare. Dați, domne, o veste bună pentru români. Domnule, v-am dat 18... Kilometri. 18 vești bune, că fiecare kilometru contează. Da. Vă plimbați, vă duceți de acolo până acolo. Acum eu sper ăștia să rămână, că am mai dat noi o veste bună, că povestea Ștefan. M-am dus acolo, erau bordurile puse, erau frumos utilajele, tot ce trebuie. Am plecat liniștit de acolo, că s-a dat drumul la șantier, m-am întors după o lună, nu mai era nimic. Nu mai era nimic, crescuse iarba pe acolo. Să vedem dacă o ține. Da. Tare mie că săptămâna viitoare ne ducem, domnule, aici erau 18 km. A, nu! Erau pentru Sfintele Sărbători de Paște. A fost atunci, din ele, după aia i-am strâns și... Era, păi, dar știți că am lăsat și ouăle alea din piața universității, le vedeți tot anul? Asta am împodobit cu ocazia sărbătorilor pascale, am pus 18 km pentru dumneavoastră, la anul le punem din nou, dacă mai avea bani. Uite, mă gândeam, mă plimbam până în centru acum, mă plimbam. Până la muncă, îți dai seama ce să și faci. Da. Și parcă lipsește ceva, domnul. Știu la nu tu un iepure gigant care să tragă o căruță cu ouă. Nimic nu mai vezi. Unde este spiritul sărbătorilor? Doamna, firea amenaja Bucureștiul sub această formă. Da, era plin de iepurași aici. De Paști, așa înțelesesc. Eu nu știu că toți erau puși de dânsa sau se mai și mulțeau. Cuvioasa, doamnă firea, așa înțelesesc sărbătorile de Paști sub această formă. Iepurași mari, niște iepuroi mari. Cum e datina creștină? Așa e, domne, că așa era și atunci. Ortodoxia e pe bază de iepurași. Ortodoxia așa era atunci. Cu iepurași. Iisus și așa mai departe. Domne, erau niște iepurași acolo, sigur, nu erau? Nu se povestește, că știu că nu s-a povestit tot. Până la urmă, astea sunt. Dar erau. În scrierile apocrife scrie că erau niște iepurași mari acolo, normal, despre care, sigur, biserica vorbește mai puțin. I-a scos. Da, da. Conciliul de la Nicheia i-a scos pe iepurași. Era această atmosferă, da. Da. Bun. Și insista pe zona asta cu iepurașii. Asta e partea bună, că uite, l-am criticat pe Nicușor, dar n-am mai instaurat iepurași, da. Care e lucru bun când nu faci nimic, nu faci nici greșeli? De exemplu, nu mai montezi iepurași în piața universității și aș vrea să-l felicit pe această cale, că stând așa, nu mai n-ai cum să greșești. Da, eu sunt convins că cineva din primăria capitalei a bătut la ușă domnul Nicușor. Vine Paștele peste noi, n-am pus iepurași. Unde sunt iepurașii? Vă am întrebat pe aici pe toată lumea, unde sunt? Cum facem? De unde aducem? Și cu iepurașii ăștia? Parcă și vă pe Nicușor, dar stând așa, ce? Care are o stare așa mai... Ce iepurași? Mai somnolentă în ultima perioadă. Ce iepurași? Despre ce iepurași vorbim? Ce iepurași sunt aceștia? Da, dar poate că doamna firea i-a achiziționat, poate că sunt deja undeva în primăria capitale. Doamna firea iepurași pentru trei generații. Și vorba lui Șoșoacă. Și sunt ținuți acolo sub sol. Sunt ținuți sub sol iepurașii. Să punem iepurașii de Paște. Am rămas cu iepurași pe stoc cum am rămas cu vaccinuri. Da. Că și de vaccinuri am luat, nu avem ce să facem cu ele și au cred că a luat și doamna firea. A luat de 1 miliard de euro, dați-mi iepurași de ce să ne ajungă. Părerea mea, să trimitem iepurași în Republica Moldova, în țările care în aceste momente grele pentru Europa nu au iepurași pascali. Problema doamnei firea este că are un minister și are și niște promisiuni făcute mai de mult și nu prea poate să le înființeze. Și nu prea mai are rost doamna firea acolo în funcția de ministru. E o problemă în care zace, pentru că dânsa i s-a făcut, i s-a alocat un minister, Ministerul Familiei, și stă acolo fără să genereze ceva. Adică generează niște pagube. Ce vrei să genereze familii? Păi nu știu, domnule, trebuie să ia niște măsuri. Să împerecheze oameni, ce vrei să facă dânsa? Domnul Zafir, e ministră, e îți vine întrebare... la ședință, stă așa, cum stă? Îmbățoșată. A, așa, dar e o întrebare care planează asupra Ministerului dânsei. De ce există acest minister? Și a trebuit să găsească niște explicații. Nu, întrebare, există acest minister? Sau există acest minister, da. L-am văzut pe site, dar în realitate... Și te gândești un... Creștin fiind așa să promovezi imaginea iepurașului de Paște în condițiile în care iepurașul de Paște e o reminiscență păgână. Păgână, e o chestie care s-a lipit. Da, da. Pentru că sărbătorile păgâne din această perioadă anului includeau și fertilitate, vine primăvara, ren, vie, se mulțește, se are, nu stăm acum să explicăm. Dar s-a lipit de sărbătoarea asta. Și ok, faci asta, dar să faci tu care te împopoțonezi tot timpul în postura de mare creștin ortodox, tot timpul vii cu această statură, cu această... Mici elemente păgâne. De ce știu? Mici elemente. Punem acolo niște... Și nu mai, nici mai sunt păgâne acum. Nu, comerciale. Da, acum sunt comerciale. E un fel, până la urmă, de a se adapta la sărbătoarea celui care nu are acest obicei ortodox, da? Știi să găsească și el ceva de făcut. Și atunci e cu iepurași, cu ouă. Cu iepurașul, cu... Da, să vine doamna firea, marea creștină, să vină și să... Bine, s-a rezolvat cu iepurașii, nu mai avem așa ceva. Pe de altă parte, nu s-a rezolvat cu benzina. Avem acest necaz în care stăm în continuare cu benzina, pentru că s-a mai scăzut un pic din prețul barilului, așa, în general, în lume s-a mai ameliorat problema, dar avem probleme la benzinările din Turda în continuare, unde prețurile, o să vedeți cum se desfășoară.
s-a întâmplat la o stație de alimentare din Turda, situată pe strada Ștefan cel Mare. În momentul surprins, diferența de preț dintre panoul de afișaj și pompă era de 50 de bani. Toate acestea se întâmplă în ciuda creșterii alarmante a prețului la combustibil din ultimele luni, care se pare că nu împiedică benzinăriile să obțină cât mai mulți bani de la șoferi. În timp ce stația de alimentare pretindea că vinde motorină cu 8,63 de lei, în realitate clienții plăteau pentru un litru de combustibil 9,13 lei. Un șofer a observat această diferență și a filmat momentul, revoltat că benzinăria a încercat să-și înșele clienții. Dar nu așa se face, nu asta e procedura, nu astea sunt apucăturile pe care trebuie să le ai. Filmezi, pui pe internet, ești o teorie a conspirației, coroborezi cu ceva ce ai auzit că se întâmplă în Germania și creezi un val de nebunie care să creeze de asemenea un val mare de oameni afișați la cozile benzinărilor, isterici. Buzoianu, ne-am luat acum cu războiul ăsta și am uitat de frumoasele și strămoșeștile noastre teorii ale conspirației, că se leagă cu ce zici. Da. Mă a venit pana aia de curent care să bage în peznă întreagă. Doamne, am uitat de ea, corect. Cum să uiți de marea pană de curent? Care urma din Austria plecată. Austria anunțase deja populația, luați-vă baterii, luați-vă lanterne, rămânem fără curent, cel puțin o lună. Nu, dar era clar că urmează, nu se punea problema dacă, ci când. Atunci. Și cât durează. Și cât va fi și cum o rezolvăm. Și dacă sperăm ne descurcăm. Sperăm să nu fie 48 de ore că va ceda statul. Se desfințează granițele. Stăteam sub aceea panică atunci. Păi nu pana aia de curent. Dar unde e panica în legătură cu pana de curent? Adică măcar, ok, n-a venit pana. Dar de ce ne-am relaxat? Dar de ce nu mai suntem înspăimântați de ideea care putea să vină? E o problemă pe care o am pentru că se vine cu câte o sfaimă. A renunțat la teoria asta conspirației și îmi pare rău că asta avea potențial. Deci făceai serial din asta câteva emisiuni. Acum hai să încercăm să încropim ceva cu benzina asta. Dacă putem de la preț. Și să nu e cu materialul ăsta, e subțire că s-a scumpit benzina aici, la stația asta. La Beiuș cât mai e? Că mie acolo mi-e frică. Dar de la o, până la urmă, data trecută a plecat toată isteria respectivă. De la un Beiuș. De la o singură... Orașul Beiuș, da, un oraș frumos, mi-e place benzină, Beiușul. Da. Da. Dar e scumpă benzina, cine își permite? Cine își permite, uite că și în Turda e destul de complicat. Dar în zona aia, tot așa, da, în Ardeal e... Acolo e, sunt tot felul de complicații. Mai... Nu vreau să pun în context. Nu știu. Poate sunt diferite. Nu, asta ce benzinării? Tot nu dăm nume ca să nu tot facem discret. Tot nu dăm discret. Nume, dar apare ceva. O, da, da, dacă apare începe acolo, cu mâsa, da, termina în ol, aia ungurească? Nu e, pare așa. O, e, mă, pare așa, nu e, nu e? Ia, da, ce culoare e acolo? Da. Dar verdele ăla de la ce crezi? Da. De la ecologiști, de la ce crezi? De la aia, da. Păi, de la unguri, nu? Nu zice unguri. Nu, pardon, nu unguri. Ce vrei? De la un stat la vestul României. Da. Unde da. Un dar... premier care conduce țara pentru că președintele are rol decorativ la ei, au luat niște măsuri împotriva industriei de profil și a mai răsculat pacii. De profit. Asta așa, ca fapt divers. Ca fapt divers până la urmă. Că dar... nu ne ducem noi în teoria conspirației să spunem că vezi, Doamne, că în momentul ăsta critic cineva încearcă o destabilizare și nu. Că am simțit că te gândeai și te-am oprit la timp. Nu te mai gândi. Nu. Te mai gândi. M-am calmat, nu mă duceam încolo. Da. Dacă nu te mai gândești, suntem în siguranță. Asta, Victor Orban intrase în această... Fără nicio legătură cu noi, Victor Orban, și cu subiectul. Fără legătură cu noi, bine. Victor Orban intrase într-o sferă de-asta așa, cumva, de argumentație în privința lui Putin. Domnule, e un om prea puternic. Cu cine suntem noi? Noi suntem mici. Avea acest discurs de tip Gică Hagi. Noi suntem mici, ce putem să facem până la urmă? Speriat de măreția acestui Vladimir Putin. Și măreția lui Vladimir Putin, am vorbit și ieri, domnule, s-a dus un pic, s-a dus ușor către Suedia și Finlanda. Finlanda a venit cu ideea, domnule, să dăm să intrăm în NATO. Se discută acum dacă să intre în NATO și ăsta s-a pronunțat pe ideea asta, Vladimir Putin. Nu! Vă avertizez și a venit și aseară cu un nou avertizment foarte feroce, coroborat cu testarea unei rachete nucleare. Și a zis, eu v-am avertizat, faceți ce credeți voi, eu v-am spus, nu intrați în NATO, nu se pune problema de așa ceva. Și îmi place ideea asta a lui Vladimir Putin care se pronunță pe felul în care își asigură situația de securitatea, nu? Statele din regiune și mă gândesc că ar putea să meargă mai departe. Îl siguranțează. Siguranțează, nu găseam cuvântul. Siguranțează. Doamne iartă, mă. Siguranțează. Pentru cei care nu au văzut ieri, domnul Ciucă a venit cu acest termen și așa rămâne, nu mai comentăm. Așa rămâne, e foarte bine să faci treaba cu el. Își siguranțează situația, da, așa, sub această autoritate a NATO. Deci, practic, s-a pronunțat Vladimir Putin, nu aveți voie să intrați. Și mă gândesc că se poate duce un pic mai departe. Că de ce s-ar opri doar pe zona aceasta de administrație, de securitate și așa mai departe? Poate să vină să spună. Și aș vrea Suedia să termine cu monarhia. Mie nu-mi place chestia asta în Suedia. E depășită. Noi am terminat-o cu monarhia.
Nu vă spune, și pentru că sunt democrați, nu vă spune să terminați cum am terminat-o noi. Nu, fiecare termină poate cum vrei. Poate să fugă în exil, familia regală, nu suntem în 2022. În Marea Britanie, în Anglia, nimeni. Să nu fugă că nu-i primește. Au încercat acolo, și noștri romanovii, nu au fost primiți acolo. Dar în alte părți, corect, ar fi normal. Așa ar fi normal. Deci, și acum vin ăștia ai noștri care sunt foarte încântați de Vladimir Putin și spun, bă, omul e nebun. Bă, omule, îți dă star, terminați cu monarhia. Cum a spus-o din capul? Păi ți-a zis. N-ai ce să... A, nu vrei să o termin cu monarhia? Nu te plânge, frate, că te-ai invadat. Și după aia se poate duce mai departe către Suedia să zică și pe zona de industrie. Deci avem pe zona de siguranță, pe zona de... Și să mergă pe zona de apărare și pe zona de industrie. Și mașinile suedeze să nu meargă pe zona electrică. Mie nu-mi place ideea asta de electric. Noi vindem petrol, noi avem alte probleme. Nu, să nu meargă către zona de electric. Și dacă oamenii aceștia vor fabrica mașini electrice, să vină Vladimir Putin și să invadeze Suedia. Și apoi să meargă mai departe. Și să zică ai noștri. Păi... Nu sunt de acord nici cu plăcuța suedeză. Ei? Da. Să-ți interzică și plăcuța suedeză în România. Tot felul de interdicții astea poate să pună Vladimir Putin și dacă tu nu faci ce spune, el să invadeze țara și ai noștri sub aceleași argumente cu care îl împachetează acum pe Vladimir Putin să zică. Îți mai spun ceva. Omul e nebun, trebuia să faceți cum spune el. N-ați făcut, acum uite-te și tu. E război. Îți mai spun ceva, domnul Buzeanu. Da. Și asta e posibil să se întâmple. Vezi că am avut destule premoniții în această emisiune. Ia căutați acum, colegii din regie, pe Google, dați acolo pe Google, Steag Suedia. Steag Suedia. Steag Suedia. Uite chiar acum caut și eu, Steag Suedia. Hai să căutăm în live dacă puteți să dați o pagină de Google. Net, dați o pagină de Google și acolo scrie Steag Suedia și arătăm oameni. Am înțeles. Păi domnul, dați-mi și aici. Păi ia uitați-vă. Astea sunt culori? Da. V-a spus Putin. E vecin cu Putin. Vă solidarizați cu Ucraina? E clar, e un gest de solidaritate. E evident. S-a enervat omul? Omul îți spune clar, păi tu ți-ai aici culorile. Stai că noi le avem dinainte. Dom'le, nu mă interesează. Asta e problema voastră. De e problema, eu acum am observat. acum mi-a sărit în ochi, că eu mă uitam eu la steagul vostru. Venise și Șoicu acolo la masă și mi-a spus. Ai văzut? Teatru Național. N-a vrut să riște. Da. Pui galben, albastru, cine știe? Teatru Național din București, da. Vede? Te bombardează. Da. Ăștia suedezii stau cu steagul ăsta acolo. Le flutură pe toate instituțiile. Rusul nu știe că e o jumătate așa, că e în cruce, că e, domne, nu știu, am văzut galben albastru. Am înnebunit când am văzut. Eu mă gândesc cu spaimă la petrolul Ploiești. La petrolul, cred că te gândești chiar la Partidul Național Liberal. N-ai ce să mai vă faci. N-ai ce să mai vă faci. Dar acolo deja pustit, otrăvit, nici nu-i găsești. Da. Unde să-i? În Botrocan, ce să le? Da. Nu. Dar petrolul Ploiești. Da. Că dă să răzbată. Da. Îți vine liga întâi, poate. Nu se știe. Vedem. Se știe. Necaz mare, bine, da. N-are ce să fac. Dar și petrol, cu culorile alea. Și galben albastru. Are petrol. Are galben albastru. Nu există niciun motiv să nu-i atragă atenția. Liga întâi. Dar era în liga 2, nu te lăsa în pace. Da. Dar tu stai acolo. Și în liga 2 era aiurea. Că prea erau cu Steaua, care e în NATO. Da. Și... echipă NATO, atenție. Asta este linia argumentativă a coaliților lui Putin de aici, din regiune, și nu mai am văzut că toată lumea există chestia. Dom'le, știți că omul e nebun, nu vă puneți cu el, faceți ce a spus și asta este, și cu asta basta. Păi dacă va continua cu tot felul de revendicări, ok, pe zona de apărare am înțeles, nu-i convine să intre NATO, Suedia și NATO nu te lasă. Da, pe zona de industrie, da, pe zona, uite, să zicem și pe zona aceasta de reprezentare. Poate vezi că le dă și stingerea la 9 și vreau să fiți toți în casă. Nu-mi place când umblați ca nebunii pe străzi. Da. Se stinge tot. Se închide programul la televizor. Spune, hai la culcare. Am vorbit cu Putin și... E 9 și 10 minute. Și să-i vezi pe șoșoci. Bă, dar le-a zis la 9:30, mă, unde umblau, mă, toată noaptea pe străzi? Și le-a spus și știi că e nebun. Le-a zis în clar, mă, eu vreau să vă culcați la ora 9, să vă văd în pat. Da. Nu mai, că faceți gălăgie, că... Cu el nu te pui, cu nebun. Nu-ți convine, du-te, mă, și bate-te cu el. Și te-a avertizat. Asta e ideea, că n-a făcut-o din prima. Vezi că ei au și această zonă în care îl favorizează. E și rezonabil. Omul e rezonabil. Că dacă era vreun nebun... Te bombarda, îți dădea nucleară și aia era. N-aveai cruce galbenă pe steag albastru. Aveai cruce pe mormânt. A fost rezonabil, a venit, te-a avertizat, un avertisment, două, trei, dar până când? Să suporte ieșitul până la ora 9 până Suedia. La industria de armament, da. Vă culcați la ora 9 toți. Terminați cu mașinile electrice în Suedia acolo. Asta, primul lucru. Primul lucru, da. Încetați cu mașinile electrice și n-aș vrea să mai faceți gălăgie. Să nu vă aud. Da. Că acum am treabă cu Ucraina, mă concentrez. Să nu vă aud și pe voi. Ți-a spus, mă, clar, ce e așa de greu? Ce e așa de greu? Că dacă și voi sunteți, dar și voi. Dar și voi, și voi. Vreți să vă culcați când vreți voi, faceți mașină care vreți voi.
băi, am stat cu steagul ăsta ostentativ galben-albastru. Ați politizat până și steagul. N-ai ce să... Și te miri după aia că l-ai enervat, că omul ăla are o limită. Cât? M-a tăcut, am durat. Bun, da. Hai să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu ultima parte a emisiunii Bună România. Ultima, dar e ceva ce v-am pregătit aici. E importantă. Bombă cu concluzia emisiunii. Și subiecte noi. Da. O să credem numai că le luăm toată partea. Da. Pauză și revenim. Joia mare, în săptămâna mare, vine în viețile noastre un sondaj care e menit să ne arate cam cum stau politicienii în ochii românilor după atâtea momente tensionate petrecute în aceste crize pe care le-am parcurs. Și vin cei de la Vanguard și publică un sondaj de opinie care relevă ceea ce vă voi spune imediat. Ceea ce noi știam deja. Ceea ce se bănuia. Era, lucrurile erau clare. Plutea în aer. Dar acum s-a aprobat și într-o manieră științifică în urma unei cercetări sociologice. Vreau să-mi ofer cifrele pentru a le comenta. Putem să le arătăm și pe televizorul ăsta de lângă noi? Putem să le arătăm, dar mai bine le spunem. Nu vrei să le arătăm oamenilor? Vreau să le spunem. Ai în secrete? Primul rând. Și dacă tu pui ce vrei de la tine. Cum stau marii lideri ai noștri în sondaj? Și avem până la urmă două personalități ale politicii românești care domină. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciolacu. Păi asta nu e normal? Păi e normal, e foarte normal. Păi da, așa e. N-a zis nimeni că nu e normal. Da, Claus Iohannis există? Claus Iohannis, bă, că nu e aici. Cel puțin aici, în prima fază. Stai să mă mai uit un pic, să mai vedeți. Păi acolo până în jos. Da. Cert este că acești oameni, acești doi oameni, poate vă întrebați care dintre ei este mai în față în simpatiile românilor. Nu mă pune să aleg. Dacă ar fi să alegeți, dumneavoastră. Hai să spunem. Dacă ar fi să alegeți. Nu, n-ai cum. Nu, sunt ca doi gemeni pe care îi îmbraci la fel. Nu turnurile gemene, e important de menționat. Suntem pângând să nu. Da, eu nu am cum să-i deosebesc. Dar. A, uite, vezi că domnul Ciucă are cravată, mi se pare. Cei de la Vanguard au reușit totuși să stabilizeze un sondaj care spune în felul următor și nu vreau să mai tensionez. Hai, spune-ne odată. Ambii 31% din preferințele românilor. 31%. Eram sigur. Ciucă, 31%. Ăsta la altul, Ciolacu. Sunt la egalitate. Nu pot fi departajați. Oamenii se uită la Ciucă și la Ciolacu și spun, domne, amândoi sunt păi foarte buni. Păi și acum cum facem, domnul Buzeanu, să alegem un învingător? O să fie o probă de talent, aptitudine. Au rezolvat ei, domne, când unul, când altul. Nu, eu vreau totuși să alegem un învingător. Când unul, când altul, doi al unul, doi al altul. Ce ar mai ști să fac? Ce ar mai ști să fac? De când, dacă era Ludovic Orban, o rezolvai cu... Ei, puneai, trebuie să mai chitară. Și proba de chitară. O probă suplimentară. Aici ce să faci? Că dacă zici probă de trageri... A, aici n-ai cum. Băi, de fapt, ia stai așa. Ia stai așa, că și Ciolacu e mare trăgător. Ciolacu e mare vânător. Vânător, da. Deci... Ai un general pe front, care mă închipui ca și tras la viața sa. Stai seama. A tras tare acolo la pod ca să poată să îl țină în frâu. Și în restul timpului. Și l-ai și postat la altul pe Ciolacu. Care a tras tare ca să ajungă unde e. A tras tare să ajungă unde e, ținând cont de unde a plecat. Că a plecat din acea poză cu Omar Haisam. A plecat chiar în jos. În poza cu Omar Haisam? Trăsese mult ca să ajungă acolo. În poza aia, da. Ca să ajungă poza aia, s-a tras mult de tot. Deci gândește-te că Marcel Ciolacu a pornit nu de jos. A pornit de undeva din subteran ca să ajungă. A pornit, era directoraj la o firmă, a primăriei. Buzău. Deci, acum, totuși, dai seama câte gloanțe s-au irosit la partide de vânătoare. Câte șprițuri au fost achitate de domnul Marcel Ciolacu. Ca să prindă poza aia inițial și apoi ca să reușească să iasă din poza aia. Ca să spună tatăl doamnei Marijan. Ion, da. Era senatorul Vasile Ion, nu știu dacă n-a murit. A murit. Dumnezeu să-l ierte. Ca să spună la un moment dat senatorul Vasile Ion, ia-l mă și pe ăsta la... Sau, nu ia-l, că el era atunci. Nu. Vezi că-l iau și pe Marcel. Da. Marcel cine? Care Marcel? Era, azi că-l știi. Dacă-l vezi, îl știi. Gonac, îl luăm Gonac. Da, luăm și pe Marcel. Dai seama, când l-a chemat pe el prima dată, a fost cel mai fericit moment în viață. Da, ce să fie, bacalaureatul? Dacă ce puteți să dați poza atunci, Omar Haisam. Așa cu Ciolacu Haisam. Ciolacu cu Ciucă în poza arată bine. Dacă a să ajungă în poza asta, a trecut pe la Omar Haisam. Da. Și stai să vă, bacalaureatul nu cred că a fost o mare schimbare în viața lui. A luat licența la... A fost și acolo totuși o bucurie în familie, dar locală. Nu, ești cu ce? Parcă văd o întrebă. Și la ce te ajută asta Marcele pe tine? Concret ce știi să faci? E, da, când i-a zis senatorul Vasile Ion, Marcele, vezi că mâine vii și tu. Vă duc eu cu mașina? Nu mă duc cu noi la vânătoare. Vii cu noi la vânătoare. Uite-te. Uitați-vă și
Uitați-vă ce la... să fie mai frumos dacă poza... că zici că e Zelenski în poză cu Ludovic Orban. Poza... Nu mai fără la musa să încurtă. E și pixelată pentru că e, e veche. E frumos și pixelat. E veche, mă. E colorat artificial ca filmele alea din al doilea război mondial. E făcută ceva cu... El a cu creionul. E când i-au dat poza asta al negru, că pe vremea aia nu erau poze color. O patină de asta. A stat o noapte întreagă și a colorat-o cu creionul. El s-a făcut pe el verde, l-a colorat pe ăsta. La... Pe ăsta l-a făcut, uite, zici că e din armată. Ăla râde că e relaxat. Hai din... să am zici că e din armată venit. Păi eu zic, dar din armată cui te întreb, da. Domnul? Ăsta l-a uite cât de serios i-a zis, mă, trebuie să stau să ies bine în poza asta, că să nu mai faci încă una cu mine. Nu știu cum e, da. Eu nu știu. Pe vremea, atenție, nu erau telefoane, erau da, poza făcută cu aparat. S-a spart și becul ăla, poc, a pocnit un bec, a zis, veniți în 2-3 săptămâni să vă dau. Și a dat fotografia asta, dacă n-avem noi documentul original... Ideea de cupată pe la margini, dacă știți, așa zimțată. O ține și acum. Are ramă de aia așa în jos. Ăsta e certificatul lui de botez în politică. Da, da, da. Aici s-a născut el în și politică. Și după aceea a făcut această poză la care a lucrat enorm, s-a chinuit o perioadă să iasă din poza asta, cum? Pentru că acum dacă eu arăt, vine și omul și amalizează. Erau alte vremi. Băi, ce să vă spun? A fost o întâmplare, am făcut poze cu atâția oameni, eram mulți. Eu și cu Mistrețul, noi stăteam acolo, el mort, eu viu deasupra lui și aici îmi tot veneau oameni care făceau poză cu mine. Cum e, da. Când colo el cu poza asta s-a dus de acolo până el așa... Cu asta s-a autorizat. Știi când intri cu legitimația de presă? Da. Sau cum intră Simeon cu legitimația de parlamentar? Nu mișcă nimeni. Pac! Așa intră el cu poza. Dumneavoastră, cine sunteți? Pe cine căutați? Domnul, domnul. Domnul, unde, de unde veniți? Alo, alo. Din Buzău. Dar unde vă duceți? Poftiți. Merg la domnul director. Păi nu puteți. Din partea domnului Haisam. Și scoate. Nu poți să intru? Și-a arătat. Poftim. Haideți, intrau, nu știam că vă așteaptă. Da. Ca și Haisam, fost... atenție, eram diferite poze, nu doar cu Marciuciola, cu cea mai... Asta e naufragiată poză. Dar el are poze cu Ion Iliescu, cu un avion, mergea, se deplasa. Păi le folosea Omar Haisam? Era, asta intre. Scotea poza cu Iliescu. Nu pot să intru la tine? Da. Pentru că de ce? Îi scotea boza. Înțelegi? Bun. Erau alte vremuri. Acum, domnul, nu mai faci nimic cu fotografie. Domnul Ciolacu este în această poză, iese din poza asta, intră în poza cu Ciucă și cei de la Avangard au calculat, au făcut nu știu ce. Au fotografiat linia de finish. Da, e la fotografie. E remiză. Da, e remiză. Asta e. Practic, cei doi lideri... Merge la lovituri de departajare. Sunt. Părerea mea. Undeva acolo în spate, nu vă mai spun, dar... Cine? Mai dă niște nume așa, tăcuri. Din opoziție, cel mai bine situat ar fi domnul Drulă. Nu domnul George Simion, atenție. Păi, dar nici nu mă surprinde. Sau nu e în opoziție, dar George Simion. Nu e în politică. Cătălin Drulă este cel mai bine clasat lider al opoziției cu 15%. Păi bine, sunt doi. Cel mai bine clasat lider al opoziției din doi. Din doi, da. E cel mai bine clasat față de Simion. 13. A scăzut un pic. Cât are Simion? 13. E și cu ghinion. Dar a avut momentul ăsta de glorie pe care l-am difuzat și noi azi o să-l ridice un procent, două, multă lume o să spună, uite, se zbate pentru noi, domnul Simion. Uite, se bate cu... Se bate cu ăștia. Dar a filmat și întâlnirea cu Criț? Că-mi place și de Simion. A alergat cu o... Cu Criț sau cu Friț? Cu Friț nu. Cu Friț nu s-a întâlnit, până la urmă. Criță. Cu Criț. Da. S-a dus acolo, a filmat-o pe doamna aceea, a alergat-o pe holuri, după aia, mă duc la director să vezi și fac. Aia mai filma și aia? O întâlnit și o vedea. Da. În fine, asta a fost emisiunea de astăzi. Noi, în formula completă, ne revedem pe marți încolo, pentru că am câteva zile libere, rămâne Răzvan aici la ca post. Să nu dea lumea teoria ale conspirației. E bolnav, are COVID, e răpit extraterestri. A vorbit urât de cutărică și l-au scos de pe... I-a scos pe deal sau exact. Bun, să aveți un Paște liniștit. Liniștit, da. Bun, ne revedem de marți încolo. Și noi ne revedem mâine la 18:05, vorbim atunci. Toate cele bune.